Dumnezeu însului, revin la precizarea inițială, cu spațiul ne descurcăm mai rău cu timpul. Spun asta pentru că Dumnezeu a făcut un adevărat tur de forță să prezinte un material foarte condensat și plin de date, de informații și de concluzii. Șansa noastră a fost că suntem după somn, adică suntem odihniți. Și așa a putut să mergem foarte repede să-L ascultăm. Sunt convins că veți avea întrebări, pentru că înțelegem faptul cum modernitatea devine critică și referitoare la spațiu. Și senzația mea este așa, când omul este deasupra spațiului, când este vis de spațiu. O mică concluzie. Este o diversitate extraordinară de abordări aici în filozofie și în sociologie. Și unele de-a dreptul sunt noi pentru teoros, să spunem, pentru ceilalți care nu suntem specialiști în filozofie. Mă opresc aici pentru a nu pierde și eu din timp și îl voi ruga în continuare pe domnul profesor Constantin Stoienescu, care are o comunicare incitată și prin titlu, cred că și cred în, ca temeiul ale cunoașterii practice. Vă rugăm, domnule profesor. Vă mulțumesc. Din considerente de timp și pentru a-l organiza mai bine, voi prefera un discurs, așa încât textul scris nu-l voi mai folosi și mă voi lăsa pradă, ca să spun așa, inspirației de moment și succesiunea a ceea ce voi spune va fi dictată de asemenea considerente subiective. Așadar, cred că. Este o distinție pe care o fac încercând să discut, de fapt, despre statutul epistemic al credințelor. Cel mai aproape de distinția pe care vreau eu să o fac, aș spune că am găsit în textele filozofilor pe care i-am citit la filozoful spaniol Ortega y Gasset această distinție între idei și credințe. Așadar, în mintea noastră avem deopotrivă idei și credințe. Distinția nu este una absolută. Unele idei pot deveni credințe. Credințele de asemenea pot fi abstractizate și își pot asuma rolul epistemic de idei. Ideile ce ar fi? Acele propoziții prin care noi transmitem un conținut, un anumit conținut informațional. De exemplu, acum ne aflăm aici și putem avea anumite idei cu privire la localizarea noastră geografică. Am învățat la geografie și credem că nu ne aflăm în Bușteni, avem certitudini în legătură cu localizarea noastră aici. Credem că vârful Caraiman are o anumită înălțime de în jur de 2400 metri, că vârful Omu este undeva în vecinătatea vârfului Caraiman și așa mai departe. Pe de altă parte, aflându-ne aici, în afara acestor idei, care până la urmă nu contează prea mult în raport cu rețeaua de valori pe care noi le împărtășim în comun, în raport cu diversele noastre interese practice și așa mai departe, se află credințele pe care le avem. Pentru a da un exemplu, să ne gândim că în momentul în care am terminat această primă parte a sesiunii și am ieșit în pauză, în loc să mai vedem muntele, am constatat că, de fapt, suntem pe malul mării și am vedea valurile mării. Nu? În momentul acela ar fi, într-adevăr, un eveniment excepțional. Am constatat că s-a schimbat ceva. Ei bine, acesta este rolul pe care să îl joacă, de fapt, ca să zic așa, credințele în mecanismul intern în care noi îmbinăm tot ceea ce credem și avem diverse idei. Deci ideile noastre, ideile, nu? Sunt în cele din urmă, într-un fel, neutre, pot fi judecate obiectiv, pot fi schimbate fără să aibă asemenea urmări
decisive asupra vieții noastre, pe când credințele, cărora noi le asociem întotdeauna valori, atitudini personale, sunt mult mai legate de subiectivitatea noastră și de felul în care noi înțelegem lumea. Ei bine, din acest punct de vedere, poate fi trasată în continuare această distinție între cred că și cred în, ideile fiind asociate, nu, cu acest domeniu al lui cred că, în sensul că ele sunt opinii propoziționale, acesta este termenul tehnic în epistemologie, și, pe de altă parte, credințele care țin de acest domeniu al lui cred în. În filozofie, după părerea mea, există o întreagă tradiție care a dus la această distinție și a dus în cele din urmă la ignorarea credințelor și la considerarea drept irelevantă pentru epistemologie a unei discuții despre credințe. Prin urmare, ceea ce au prevalat au fost opiniile și s-a discutat în special despre statutul lor epistemic. În această privință, putem introduce în discuție conceptul de ideal doxastic propus de Nicholas Wolterstorff într-o lucrare scrisă în urmă cu 20 și ceva de ani, scrisă de fapt într-un volum coordonat împreună cu Elvin Plantinga și probabil este cea mai importantă carte apărută în legătură cu această temă despre care vorbesc eu astăzi. Așadar, ce ar însemna ideal doxastic? Această expresie este formulată pornind de la termenul doxa, care în limba greacă înseamnă opinie și este distinția între doxa și episteme, în timp ce episteme înseamnă cunoaștere. Deci noi putem avea diverse opinii. Întrebarea este, în ce condiții avem încredere în diversele opinii pe care noi le avem? În ce condiții putem spune că avem suficiente garanții pentru a crede că o anumită opinie pe care noi o avem este demnă de încredere? Ei bine, aceste condiții care ar preciza toate aceste situații în care noi avem încredere în opiniile noastre, ar exprima acest ideal doxastic. Din această perspectivă, am putea spune că prima discuție despre un asemenea ideal doxastic o găsim chiar în filozofia greacă, într-un dialog platonician, Tetetos, unde el acolo, în dialogurile cu Socrate, este definită cunoașterea drept opinie adevărată și întemeiată. Deci idealul nostru doxastic ar fi acela în care opiniile noastre ar fi adevărate și, pe de altă parte, ar mai îndeplini încă o condiție, ar fi întemeiată. Deci numai asemenea opinii ar îndeplini idealul doxastic. În opinia diverselor comentatori ai istoriei culturii, această descriere sau definire a idealului doxastic a influențat foarte mult ceea ce s-a întâmplat după aceea, inclusiv, să spunem, discuțiile din teologie din perioada medievală, în care erau formulate argumente. De exemplu, argumentul ontologic cu privire la existența lui Dumnezeu ar fi, de fapt, un efect al încercării teologilor de a respecta acest ideal doxastic. Adică de a formula asemenea argumente considerate puternice și care ar îndeplini în felul ăsta anumite condiții de credibilitate și ar putea fi acceptate ca niște argumente foarte, foarte tari. Ei bine,
modernitatea despre care a vorbit anterior și colegul meu, după părerea mea, nu a făcut nimic altceva decât să întărească acest ideal doxastic, în sensul că a mai introdus încă o condiție suplimentară, ceea ce aș numi condiția obiectivității. Cu alte cuvinte, pentru a avea cunoaștere și pentru a considera că avem încredere în diversele opinii care sunt candidați, să zicem așa, la statutul de cunoaștere, ei bine, acestea trebuie să fie în același timp și obiective. Deci trebuie să îndeplinească această condiție a obiectivității, fiind în felul acesta creată o, să spunem așa, o poziție între ceea ce este obiectiv și ceea ce este subiectiv. Ei bine, în aceste condiții, credințele au fost cu atât mai mult lăsate la o parte, întrucât ele, nu? În condițiile în care acceptăm această opoziție obiectivitate-subiectivitate, ele sunt, în mod sigur, nu? Acceptăm, sunt subiective și, prin urmare, nu pot să intre în domeniul obiectivității. Acest ideal modern al obiectivității a dus în cele din urmă la formularea conceptului de cunoaștere obiectivă, cu care s-a lucrat până în secolul 20 și una din temele principale, nu, de analiză ale epistemologilor a fost aceea de a analiza teoriile științifice din această perspectivă. În linii mari s-a ajuns la un acord cu privire la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cunoașterea obiectivă, și anume s-a vorbit în general despre două condiții în cele din urmă. Orice opinie pentru a reprezenta cunoaștere obiectivă trebuie să fie intersubiectiv testabilă. De exemplu, acel experiment despre care s-a vorbit acum cu particula neutrino, care ar avea o viteză mai mare decât fotonul, pentru a fi demn de încredere, va trebui să fie repetat și de alte laboratoare. Să fie intersubiectiv testabil. Care este consecința sesizabilă încă de un filozof englez, David Hume? Acela că în condițiile acestea nu mai putem vorbi despre miracole. Nu? Și este această discuție filozofică, nu, care va fi atunci statutul a ceea ce noi numim miracole. Lucruri care se petrec sau survin, nu? O singură dată și nu mai pot fi repetate. Și pe de altă parte, a doua condiție obiectivă, a doua condiție a cunoașterii obiective, în afara testării intersubiective, este comunicarea intersubiectivă. Adică, cu alte cuvinte, atunci când pretinzi că deții cunoaștere, ceea ce știi trebuie să poată fi exprimat propozițional. Dacă nu poate fi exprimat propozițional, atunci nu este cunoaștere. Care a fost consecința acestei a doua condiții? Punerea în afara domeniului cunoașterii a ceea ce în genere numim trăiri. Și într-adevăr, în primele decenii ale secolului 20, au fost câțiva filozofii importanți care au discutat clar despre această distinție dintre cunoaștere și trăiri, spunând că, în timp ce doar știința ne oferă cunoaștere, arta și religia și poezia, de exemplu, ne oferă doar trăiri. Da? Și pot fi utile în zona aceasta a trăirii. Ei bine, în ultimile decenii, toată această poveste pe care eu am încercat să o rezum a idealului doxastic și a cunoașterii obiective, a început să, zicem așa, să fie ea însăși chestionată și pusă la îndoială, în sensul că nu cumva există anumite puncte slabe ale unei asemenea teorii și ar trebui să analizăm mai în detaliu și ce se întâmplă cu subiectivitatea. Ei bine, în această privință există, s-a conturat opinia că
încă din perioada modernă, de pe vremea nu când lucrau la acest ideal doxastic și la celălalt al cunoașterii subiective, au fost anumite rostiri cu privire la importanța subiectivității. De exemplu, unul dintre filozofii moderni importanți, John Locke, vorbește despre ceea ce el numește asentimentul pe care noi ni-l dăm față de ceea ce credem. Adică nu trebuie să fie luată în considerare doar o propoziție enunțată, nu? Și considerată ca un lucru independent de noi din momentul în care am formulat-o, ci trebuie să vedem și în și condițiile în care, nu? Noi ne dăm acordul, să spunem așa. Să traducem în felul ăsta terminologia folosită de loc. Ei bine, în aceste condiții a început să se vorbească nu doar despre garanții epistemice, care ar fi tot una cu întemeierea, și s-a spus, haideți să nu mai echivalăm acestea și să vorbim despre întemeiere și în termenii datoriei. Adică, în ce condiții noi ne facem datoria din punct de vedere epistemic. Ne facem datoria din punct de vedere epistemic doar căutând temeiuri? Sau trebuie, nu, să luăm în seamă și starea noastră subiectivă, adică ceea ce noi credem atunci când facem o cercetare? Există cercetători care au încercat acum, în ultimile decenii, să arate cât de puternice au fost aceste atașamente de forma unor credințe, inclusiv în cazul unor oameni de știință dintre cei mai performanți. De exemplu, disputa dintre Einstein și Heisenberg cu privire la cum este Universul, determinist sau indeterminist. Ei bine, aici n-ar fi vorba doar de o dispută între, nu? Să spunem așa, ideile, credințele că, pe care cei doi le-ar fi avut. Credința că lumea este deterministă sau respectiv că este indeterministă. Nu. Era vorba și de faptul că ei credeau într-o lume deterministă sau indeterministă. Și chiar există un textuleț al lui Einstein, unde el spune că, de fapt, eu credeam că lumea este deterministă în modalitatea unei credințe religioase. Deci el însuși formulează această relație între el, nu ca cercetător, ce vrea să descrie lumea, și faptul că însoțea această cercetare de o anumită trăire subiectivă. Credea într-un anumit fel de lume, într-o anumită arhitectonică structură a lumii. Ei bine, există acum și discuții de detaliu cu privire la cum stau lucrurile. De exemplu, atunci când suntem sceptici. Cum suntem sceptici cu privire la credințele noastre? Ori constatăm că ele iarăși, nu? Din punct de vedere subiectiv, nu? Sunt profund rătăcinate în noi și nu pot fi supuse, să spunem, unor respingeri sceptice în mod asemănător opiniilor noastre. Cu alte cuvinte, ceea ce am vrut să demonstrez este că această distinție poate fi susținută, merită, nu? Să discutăm despre ea, să o luăm în seamă, și probabil că cele mai relevante în această privință ar fi și unele studii de caz, nu? În care putem să constatăm că oameni de știință au formulat anumite teorii, iar anumite motive, rațiuni pe care ei le-au avut pentru a construi teoriile într-un anumit fel, au depins nu doar de felul în care este lumea, de fapt, în realitate, ci au depins și de ceea ce cred ei despre lume în general. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul profesor Stoienescu, pentru un referat cel puțin la fel de dens ca și primul. Iată, sunt provocări care mi-au dat de gândit foarte mult și
n-aș reține din ultimul decât așa, faptul că la un moment dat se ajunge, simțim cu toții la un fel de dictatură a informației. Pe când credințele sunt lăsate ușor, ușor, ușor în plan subiectiv și ceea ce este mai discutabil aici este antagonismul între cele două plane, planul informației și planul credinței. La informație tot subiectiv, la credință totul ar fi subiectiv. Vom încerca să dăm răspunsul și chiar domnul profesor va avea, cred eu, mai puțin timp însă, ca spațiu ideatic care e suficient ca să demonstreze cum ar putea fi privite lucrurile mai aproape de un echilibru între cele două dimensiuni, informații și trăirii sau credinței. Mă opresc aici și dau cuvântul părintelui profesor Daniel Becker.